FCSB dezintegrează lotul lui Mihai Pintili, încă un fotbalist care nu l-a convins pe Gigi Becali, a fost cedat în Superliga. Toni Petrea l-a luat pe fostul său jucător. FCSB s-a despărțit și de Ovidiu Perianu, mijlocașul defensiv în vârstă de 20 de ani, care a ajuns la Chindia Târgouști. După ce s-a despărțit oficial de Iani Stoica și Andrei Dumiter, iar Florin Achim este și el pe făraj la FCSB, aceștia l-au cedat și pe Ovidiu Perianu. Iani Stoica a ajuns sub formă de împrumut la Ucluj, Andrei Dumiter a devenit jucătorul lui FC Voluntari, iar Florin Achim ar ajunge și el la gruparea elfoveană. În ceea ce îl privește pe Perianu, tânărul jucător a ajuns sub comanda fostului antrenor de la FCSB, Anton Petrea, la Chindia Târgoviște, sub formă de împrumut. Bun venit, Ovidiu Perianu! Clubul nostru anunță transferul lui Ovidiu Perianu, 20 de ani, mijlocaș care a mai evoluat la FC Botoșani și FCSB. Mult succes la Chindia Târgoviște! A fost anunțul celor de la Chindia Târgoviște pe pagina de Facebook. Cotat la 300.000 de euro de către Transfer Market, Ovidiu Perianu a evoluat în prima parte a acestui sezon la FC Botoșani, unde a bifat 12 apariții în Superliga. În stagiunea precedentă, Ovidiu Perianu a jucat doar 9 meciuri la FCSB. Sezonul 2020-2021 a fost cel mai bun pentru el din acest punct de vedere, bifând 23 de apariții în tricoul roșialbaștilor în campionat.